generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. Umbrăila pe strada 1 decembrie 1918 vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Strati, din 1970, alături de tine. Vino în Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. Umbrăila pe strada 1 decembrie 1918 vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Stănuța, ia tu telefonul meu. Mă uit la ușă. Acum s-a stins. Este la drumul deja. Librăriile Panaiti Strati, din 1970, alături de tine. Vino în Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Thank you.
1970 alături de tine. Vino în Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de... Vezi că începem. Laurențiu, începem. Bună seara, dragilor! Mă bucur foarte mult că sunteți alături de mine. O să mulțumesc foarte mult Fotoclic, Class Lib sau Librăria Casa Cărții și Evrica. Aceștia sunt sponsorii noștri. Alături de mine va mai evolua și doamna Stella Șerbu, Răducanu, și mai târziu o să am o surpriză pentru dumneavoastră. Mă bucur că ne regăsim deocamdată într-un cadru tot așa live pe YouTube și respectiv și pe Facebook. Mulțumim foarte mult și gazdei noastre Tavi Mâță, respectiv Haut Image sau Venus Mundi, care ne găzduiește în acest cadru festiv cu tot ce ține de sunet, video, spațiu. Să sperăm că vom petrece alături de dumneavoastră cu cântece de iarnă, colinde și nu numai, cântece frumoase în general. Să sperăm că vă veți aduna cât mai mulți și veți aplauda la momentul când va fi necesar. Mulțumesc frumos încă o dată! Voi începe cu o melodie din repertoriul lui Ducu Berții. Melodia se numește Pe podele de nuiele. Casa în care am intrat e de binecuvântat. După legea creștinească, numele să-și împlinească și între lumânări aprinse, mesele să-i fie întinse și încărcate cu bucate să trăiți în sănătate și în unire și în cinstire că ne-ați dat adăpostire. Podele de nuiele duc copii în palme stele, să le lase pe la case unde-s gazdele miloase și cu dragoste creștină duc copii în pung lumină. Zăpada-i mare, vin copii pe cărare, să tot taie neaua-n două, duc copii-n generouă. Și tot cântă din colinde, până cerul nu-i oprinde, până vremea nu le-o trece pe potet sub lună rece.
tot rău care îngheață, tu copii întâi viață. Și-n cuvinte darul sfinte de la Dumnezeu Părinte, toți le poartă să le împartă de Crăciun din poartă în poartă. Și din poartă până în casă dure de lumină lasă, să rămână în casă toate la mulți ani cu sănătate. Să rămână în casă toate la mulți ani cu sănătate. Da, dacă sunteți pe recepție acolo și avem un sunet bun, respectiv voce și chitară, să-mi spuneți dacă trebuie mai tare chitară sau mai trebuie vocea mai tare sau îmi scrieți, adică ne scrieți acolo și noi încercăm să ne adaptăm situației. Următoarea melodie se numește Anotimpuri din repertoriul lui Valeriu Sterian, In Memoriam. Într-o zi era de așteptat, n-ai vrut s-o primești în casă, ea tot a intrat. A venit iar n-a subit într-o după amiază, avei gândul rătăcit, mintea nu prea trează. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi și de bine. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi și de bine. A venit iarna din nou, pentru a câta oară, ca o albă amintire pentru primăvară. A venit iarna discret, ca din întâmplare. A venit iarna sublim, ca o taină mare. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi de bine. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi de bine. A venit iarna și ești tot nedumirit, să te bucuri sau să aștepți până la sfârșit.
a venit iarna și-ntreabă, nevinovată, nu știi unde sunt zăpezile de altă dată. Anotimpuri tot mai legi vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi și de bine. Anotimpuri tot mai legi vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi și de bine. Anotimpuri tot mai legi vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi și de bine. Anotimpuri tot mai legi vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-auzi și de bine. Mulțumim foarte frumos pentru aprecieri. Pentru că l-am văzut, era deschis. Pentru că toți suntem în luna decembrie și cred eu că va urma o vigilie. Melodia care urmează să o cânt se numește Decembre, din repertoriul lui Nicu Alifantis, pe versuri de George Bacovia. Te uită cum ninge decembre, spre geamul iubit-o privește, mai spune s-aducă jărate și focul s-aud cum trosnește. Și mână fotoliul spre sobă, la hor s-ascult vigilia, sau zilele mele tot una, aș vrea să le văd sinfonia. Ceva de la poluri și ningă zăpada în groape. Ce cald e aici la tine și toate din casă mi sfinte. Te uită cum ninge decembre, nu râde, citește înainte. E ziua și ce întuneric, mai spune s-aducă și lampa. Te uită zăpada-i cât gardul și-a prins promoloacă și clampa. Eu nu mă mai duc azi acasă, potop înapoi și înainte.
e uită cum ninge decembre. Nu râde, citește înainte. Mulțumesc frumos! Am uitat să spun toate melodiile care le vom cânta. Sunt piese a cântăreților de muzică folk din România. În paranteză, toate melodiile, încă o dată spun că sunt cover-uri. Melodia care va urma se numește Iarnă în Ardeal, din repertoriul regretatului Vasile Mardare. Am venit să vă spun adevărul brutal, că e pace în cer și e iarnă în Ardeal. Peste arbori niși, peste case cu hor, Dumnezeu a suflat o colindă în hol. Doar în negru și alb, într-un vifor trecut, urcăturile întregi din trecut spre trecut, și un desen absolut trei lumini în fiori, când se lasă și el retrucat de nisori. Și legende se nasc, și legende apun, și-n biserici se fac pregătiri de Crăciun. Și pălinca a foc într-un dans ireal, și e cer pe pământ, și e iarnă în Ardeal. Pe podețe de lemn trec bătrâni cu cojoc, și scheletice-i mâini îi ridică spre foc. Se aude un tren fluierând la semnal, și e pace în cer și e iarnă în Ardeal. Și femeile spun către cer alte rugi, și copiii se întorc de la școlă la Cluj, și prin culți e prăpăt pentru fie ce porc, când gâtlești toporiști se ascund și se-ntorc. Și legende se nasc, și legende apun, și-n biserici se fac pregătiri de Crăciun. Și pălinca e foc într-un dans ireal, și e cer pe pământ, și iarnă-n Ardeal. Și legende se nasc, și legende apun, și-n biserici se fac pregătiri de Crăciun. Și pălinca a foc într-un dans ireal, și e cer pe pământ, și iarnă-n Ardeal.
Melodia care va urma se numește Întâmplare simplă din repertoriul lui Nico Alifantis. De această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm, tâmplă fierbinte lângă tâmplă, de pe stamine te alung, din plopii albi se cede jarul, orice început se vrea fecund, risipei se dădă florarul. Aceasta vine tare de departe în mine, a iubi. Aceasta vine tare de departe în tine. Cade peste noi în preajmă galbene troiene, alcătuiești un aur fin pe umeri cadene șingene, negare gură când vorbim și noi când nu găsim cuvântul și nu știm ce părere de rău ne tulbură piezii și avântul. A iubi, aceasta vine tare de departe în mine. A iubi, aceasta vine tare de departe în aminti cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm, tâmplă fierbinte lângă tâmplă, visând între zărim prin doruri latente-n pulberi aurii, păduri ce ar putea să fie și niciodată nu vor fi. A iubi, aceasta vine tare de departe în mine. A iubi, aceasta vine tare de departe în tine. Aceasta vine tare de departe în mine. A iubi, aceasta vine tare de departe în mine.
Am plăcerea de a o invita alături de mine să ne spună câteva cuvinte plăcute pe doamna Stella Șerbu Răducanu. Cred că unii dintre dumneavoastră poate ați văzut-o și la Antena 1 la Ai Umor. Înseamnă că 4 20, 20 promă. Bună seara, dragilor. Și în limbaj de lemn, un călduros la mulți ani. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Stella Șerbu Răducanu, membră a Cenacului Umoristic Ștefan Tropcea din Brăila și mai nou a Cenacului Cincinat Pabelescu din București. Și mai mare noutate, Stella Cruela de la Ai Umor. M-au întrebat cei de la antenă dacă am un nume de scenă, nu m-am gândit niciodată la chestia asta și efectiv acolo în culise mi-a trăznit așa deodată, pentru că umoristul e sarcastic, e crud, e rece, e tranșant. O să pornim cu niște epigrame de sezon, pentru că așa se cade, niște epigrame hibernale de sărbători. Când nevasta l-a întrebat cine e la noi în pat, el sării ca un nebun, mi-a adus-o Moș Crăciun. Colindul hoților. Vai, ce mult ne bucurăm, iată iarna cea geroasă, pe la case colindăm, când boierii nu-s acasă. Dacă vi se pare bizar faptul că am această etichetă care atârnă la perechea de ochelari, am pretenția că sunt o doamnă cu etichetă. Bărbații în izmene. Pentru cei tineri, indispensabili, se spunea pe vremea noastră, la acei pantaloni pe care se purtau pe sub blugi, pe sub pantalonul de stofă, în pat cu ei ne strecurăm, mereu ne păcălesc bandiții, dar fără de ei noi cum să stăm? Indispensabili sunt iubiții. Continuăm cu niște epigrame diversificate, simptome de epigramist. În sală nimeni nu plânge, râd toți în 2-3 reprize, e sigur. Am umorul în sânge. Cum? N-a ieșit la analize? Scriitoarea la divorț. Soața lui s-a hotărât că a îndurat atât. M-a mințit, m-a înșelat. E un capitol încheiat. Elevii. Către școală ne îndreptăm și, cu mintea trează, vrem mereu să învățăm cum se copiază. Eminescu. Cu foaia în față când stătea și inspirație n-avea, mi-nchipui creangă că-i zicea, săbiem șeva în pana mea. Matematică. În suma cei din doi făcută, după un anume interval, apare o necunoscută, iar el se schimbă radical. Umoriștii la munte. Mă duce la pădure, culegem fragi și mure, îmi pun pe mine tanga și plec cu dânsul creanga. Limbi străine. Îmi place foarte mult engleza, vorbesc puțin și ador franceza, ba chiar și rusa sună bine, dar nu-s ca limba cu măsline. Unui electrician. Tabloul s-a stricat, îndată l-am chemat. Zâmbesc, dar în zadar, tu-i lampa măsii, dar. Umoristul venit de la cramă, fire de înțeles,
nevasta l-a iertat și în seara asta, că e calm, duios, atent și mustește de talent. După întâlnirea epigramiștilor, masă mare se va ține în localul dintre tei, unde se mănâncă bine, umoriștii între ei. Cofetarul îmi face creme și glazuri, budincă, frișcă, tort de mere, mi-aduce multe prăjituri și gem sub dânsul de plăcere. Excepție. Vânzătorul m-a întrebat: care-i fusta ce vă place? Uite, domnule, și un bărbat care vrea să ne îmbrace. Fata de la meteo, de pe sticlă ne zâmbește, numai miere când vorbește, drăgălașă e de pică și mercurul se ridică. Frate cu codrul, foaie verde a bobului, ce e drag românului, că mai gustă câte o mură și se ascunde când mai fură. Unui ginecolog: pe doctor să-l ridici în slavă, că-i priceput și de ispravă, un om ca el nu se mai naște, când pune mâna se cunoaște. Edilii: la cârma țării sunt cu anii, în iarna rece, zbuciumată, nu stau, pun mâna pe lopată, dar numai să-și întoarcă banii. Călătorii: fete dure sau mai fine, duse sunt prin țări străine, contul în bancă să-și mărească, orizontul să-și lărgească. De ce vin unii la evenimente? Recită versuri un cutare, se aud acorduri de chitare, avem atâtea ien motive, or fi pe aici aperitive? Mulțumesc mult! Acum continuă colegul Florin Lazar. Ți-ai acordat, dragule, instrumentul? Îl ascultăm. Da, da, mulțumesc frumos. Ca să fie în același acompaniament cu ce spunea doamna Stella. Mulțumesc încă o dată doamnei Stella pentru intervenția acordată, umoristică. O să revenim din nou la cântece de iarnă și respectiv colinde. Melodia care va urma se numește Primenește-ți gazdă casa, din repertoriul lui Ducu Berții. Tot privi scol, tot prin sfloată,
ziua toată, noaptea toată, tot prin viscol, tot prin sloată, ziua toată, noaptea toată. Cerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm. Să te bucuri, să te închini, de belșug pentru grădini, de mioare prin podoare, de credință și de soare, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc, de mioare prin podoare, de credință și de soare, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc. Primește-ți gazdă casa. Mulțumesc frumos pentru aplauze. Din 1970 alături de tine. Vino în Casa Cărții pe strada 1 decembrie 1918 vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Și ca să ne înveselim puțin, zic, să cântăm o melodie care sigur o să vă placă, din repertoriul lui Vasile Șeicaru. O să vedeți dumneavoastră din refren cum se numește melodia. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Nu merg nici călare, nici pe jos, nu sunt nici urât, dar nici frumos. Nu merg seara cu trăsura, dar mai simt în piept arsura dorului prea dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, dar mai unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult
mult sau prea puțin. Aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Nu-mi-ți seara neică la șosea, nici nu port costum de catifea. Hai că se zrumbat mai vere, de benzină sau de bere, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Dacă am pe frunte semnul meu și dacă mai cred în Dumnezeu, e pentru că în fața morții sau a vieții sau a sorții mi se face dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Și voi! Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Următoarea melodie se numește Dă, Doamne, cântec. Este din repertoriul Tatianei Stepa, In Memoriam, pe versuri de Adrian Păunescu. Alinarea și dă-mi mângâierea, împarte cu mine durerea. Împarte, Doamne, cu mine tăcerea, ce noaptea se lasă pe ploape. În somnul sau moartea sunt tot mai aproape, împarte cu mine tăcerea.
Pe Doamne iarnă să mă adoarmă, să mă aproape cu tot cu toamnă, să cadă albă peste destine, să nu mai știe nimeni de mine. Împarte, Doamne, cu mine trădarea cu care mă acoperiră, ștergem din lacrimă chinul și sarea, împarte cu mine trădarea. Împarte, Doamne, cu mine minciuna zvârlită pe singurătate, și liniște pune acum peste toate, împarte cu mine minciuna. Dă, Doamne, iarnă să mă adoarmă, să mă îngroape cu tot cu iarnă, să cadă albă peste destine, să nu mai știe nimeni de mine. Împarte, Doamne, cu mine iubirea risipă ursitei risipei, și lasă uitarea la marginea clipei, împarte cu mine iubirea. Împarte, Doamne, cu mine tristețea de-a-ți pune pe umeri povara, durerea, tăcerea, minciunii, trădării, împarte cu mine tristețea. Dă, Doamne, iarnă să mă adoarmă, să mă îngroape cu tot cu iarnă, să cadă albă peste destine, să nu mai știe nimeni de mine. Dă, Doamne, iarnă să mă adoarmă, să mă îngroape cu tot cu toamnă, să cadă albă peste destine, să nu mai știe nimeni de mine. Dă, Doamne, iarnă să mă adoarmă, să mă îngroape cu tot cu toamnă, să cadă albă peste destine, să nu mai știe nimeni de mine. Dă, Doamne, iarnă să mă adoarmă, să mă îngroape cu tot cu toamnă, să cadă albă peste destine, să nu mai știe nimeni de mine, să nu mai știe nimeni de mine, să nu mai știe nimeni de mine. Melodia se numește Brăduleț, clopoțel de iarnă, din repertoriul regretatului Alexandru Jula. Brăduleț, brăduț, brăduț, clopoțel de iarnă, ai venit când fulgi de nea, încep să se cearnă. Te-am adus în casa mea, că e cald și bine, îți așez în vârf o stea și
dansez cu tine. Răduțul meu e un cadou primit în ziua de ajun, cu daruri mii pentru copii. Veniți să-l luați că e Crăciun. Răduțul meu e un cadou primit în seara de ajun, cu daruri mii pentru copii. Veniți să-l luați că e Crăciun. Brăduleț, brăduț, brăduț, clopoțel de iarnă, ai venit când fugi de nea, încep să se ceară. Îngerașii ne ating cu a lor aripă, și-am uitat că afară fric, sunt copil o clipă. Brăduțul meu e un cadou primit în seara de ajun, cu daruri mii pentru copii. Veniți să-l luați că e Crăciun. Brăduțul meu e un cadou primit în seara de ajun, cu daruri mii pentru copii. Veniți să-l luați că e Crăciun. Brăduțul meu e un cadou primit în ziua de ajun, cu daruri mii pentru copii. Veniți să-l luați că e Crăciun. Brăduțul meu e un cadou primit în seara de ajun, cu daruri mii pentru copii. Veniți să-l luați că e Crăciun. Veniți să-l luați că e Crăciun. Strati, din 1970, alături de tine. Vino în Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței.
Probă, 1, 2, 10, probă. 1970, alături de tine. Vino în Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinerie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Strati, din 1970, alături de tine. Vino în Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste... Am invitat alături de mine deja pe domnișoara Andrada Robea, o mai veche cunoștință de-a mea, respectiv o fostă elevă, cu care o să cânt câteva melodii frumoase, care sper să vă încânte și să vă placă. Melodia care va urma se numește Ars de zăpezi, din repertoriul lui Ovidiu Mihăilescu. Oh,
peste noi, se muncă iubirea înapoi. Un om de gheață am să devin, astăzi zăpesc de cristal. Mulțumim frumos pentru aprecieri și pentru aplauze. Melodia care va urma se numește Galbenă Gutuie. Dulce amor.
strâmpânutaia de la drum. O gutuie îngălbenită s-o păstrăm pentru Crăciun. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Lampă la fereastră, toată iarna noastră. Hai și voi! Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Parcă are neacea sornic și a mamei plânse sfânt, luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Ursul mamei cel mai mare când copii ne mai simțeam, era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă Oh,
astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Că la melodia
care urmează a fi cântată, se numește Balada Firului de Iarbă, din repertoriul lui Ducu Berții. Mulțumim domnișoarei Andrada Robea. O să rog tehnicul să introducă spotul și revenim cu doamna Steluța. Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței.
Strati din 1970 alături de tine. Vino în Casa Cărții pe strada 1 decembrie 1918 vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării, imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Strati din 1970 alături de tine. Vino în Casa Cărții pe strada 1 decembrie 1918 vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării, imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței. Revenim, dragii noștri. Bună seara din nou pentru cine este acum pe recepție, da? Și tradiționalul la mulți ani. Oferim un moment umoristic cu epigrame pentru sărbători, da? Epigrame tradiționale, umor neauș. Mulțumim gazdei noastre, familia Mâță, da? Octav și Steluța Mâță. Mulțumim și colegului Florin Lazăr, care a ciupit corzile până acum. Pe centură. Șoseaua nu e goală. Pe ea, de sărbători, vedem brăduți, beteală și multe pocnitori. Colindătorul de vârsta a treia. E chipeș încă, ce să zic? Nici nu se bâlbâie vreun pic. Și-mi place ia cu arnici, dar mai ales că are bici. Omul de zăpadă. Oală în creștet îi vom pune, năstureii din cărbune. A ieșit așa drăguț, morcovul nu-i cam micuț? Pentru dragul nostru Florin, unui chitarist, am ascultat cântarea sa, vai, nicio notă nu greșește, ce fin el corzile ciupește. Să mă ciupească cineva. Pentru gazda noastră, Octav și Steluța Mâță, gunoiul nu l-a dus și-i supărată, că ia-i o gospodină așa curată. Nu se urnește soțul ei de fel. Cu 5 octave țip acum la el. Avansuri zodiacale. Fiind sensibil, nu defunct, pe senzualul pește, i-a imediat l-a pus la punct, la punctul G, firește. Răposatul nostru coleg din Buzău, este vorba despre domnul Lucian Mănăilescu, la un festival organizat la Buzău, mi-a dedicat următoarea epigramă. De nu ar fi murit tiranul și aș cumpăra iar cu cartela, aș da cu bucurie banul
ca să mă spăl și eu cu Stella. Pe vremuri exista săpunul Stella, da? Erau doar două săpunuri de toaletă, Stella și Oana. Bineînțeles că n-am putut să tac, umoriștii au limba ascuțită, da, e bine știut. Replica mea a fost: acest săpun a fost cândva, să zicem că ar mai exista. La anii tăi ce în grabă trec, n-ar trebui cam mult să frec? Mulțumesc. Pledoarie. În tribunal de voi călca, un avocat voi căuta cu aptitudini oratoare, să mă susțină sus și tare. Cuplu de cadeți. Fata-i suplă, nu diformă, și e sexy în uniformă. O s-o strâng ca un nebun, dacă-i sănătoasă tun. Bună dispoziție. Aș vrea să fiu cu un bucătar, să mă servească cu un grătar, de Paște să-mi gătească miel, să râd cu poftă lângă el. Pe căpiță. Nicu e flăcău vânjos, unde pui că-i și frumos. Nimeni sat nu se încurcă, numai mândra-i dă de furcă. Accesorii. Mă-ntreabă toți confrații în cor de ce am brățară la picior. S-o port acolo la ce bun. Mă simt mai sexy când mi-o pun. Poeții pofticioși. Mici dorim să comandăm, într-o vineri, nu într-o luni. Pe hangiță o chemăm, jar mănâncă de nu-s bun. Preotul. Nevasta-l tot bodogănește, din zor de zi îl cicălește. Mai pleacă el, dar în zadar, îi face capul calendar. Unui vânător. Mi-nchipui, dragii mei, mereu, cu un vânător ca-și fi și eu, că prada iute o împușcă, o să-l întâmpin goală pușcă. Mulțumesc! Și acum o poezie îndrăzneață. Îmi plac bărbații serioși, de caracter și conștiincioși, nici prea urâți, nici prea frumoși, nici temerari, dar nici fricoși, virili, dar nu libidinoși, ce vorbe îmi spun, dar nu gogoși, stăpâni pe ei, nu vanitoși. Deci, cum să fie un bărbat? Să fie foarte bun la pat, pe jos, pe masă, în lung și în lat, la curățenie prezent, de ziua mea cu flori atent. Atent, dar nici prea insistent. La boală un medicament, un soț și tată permanent. Matur, dar și copilăros, cu părul lins, dar nu slinos. Interesat, nu curios. Nici zmeu, dar nici vreun făt frumos. Bun și călare și pe jos. Gătit, dar nici prea elegant. Citit, dar nici de cum pedant. Ce nu se plânge atunci când doare, ce-i vertical și de onoare. Să vă mai spun că-mi plac bărbații galanți și care-mi intră în grații? Îmi plac bărbații care-mi intră... Îmi plac bărbații? Mulțumesc! Sper că ați sesizat că sunt o doamnă cu etichetă. Mulțumesc! Îi dau legătura lui Florin. Ai legătura de pătrunjel. Ca să fie în contextul de mai devreme... Mulțumesc, doamna Stella, pentru intervenția acordată. Recitalul nostru se apropie de final. Am să cânt un colind
din repertoriul lui Cezar Popescu, pe versuri de Andrei Maftei. Melodia care urmează se numește Oameni de zăpadă din repertoriul lui Victor Socaciu. Nimeni
sărut. Vai de noi, femeie, ninja despărțire, vom pleca departe, unde avem de mers. Ninge să despartă gheață și iubire, oarbe felinare trec spre univers. Ninge sfânt și păgân, numai ochii ne rămân, despărțirea s-o mai vadă. Zăpadă. Ninge peste buze, ninge peste ploape, ninge peste îngeri, ninge peste voi, ninge peste clopot, ninge peste ape, ninge incredibil peste ochii tăi. Ninge ca-n Esenin și-n poema rusă, ninge fantomatic și bacovian, ninge că sunt rece, ninge că ești dusă, ninge ca la moartea ultimului an. Ninge sfânt și păgân, numai ochii ne rămân, despărțirea s-o mai vadă. Că în rest noi ne-am stins și zăpadă. Hai și voi! Ninge sfânt și păgân, numai ochii ne rămân, despărțirea s-o mai vadă. Că în rest noi ne-am stins și-am ajuns de atât anins, niște oameni zăpadă. Ninge sfânt și păgân, numai ochii ne rămân, despărțirea s-o mai vadă. Că în rest noi ne-am stins și-am ajuns de-atât anins, niște oameni de zăpadă. După cum spuneam, ne apropiem de final. Melodia care urmează a fi cântată se numește Urare, din repertoriul lui Valeriu Strian. Să ai pe buze numai zâmbet, în suflet bucurie, să-ți fie somnul liniștit, mereu așa să fie. Să ai încredere că poți să fii de omenie pentru nepoți și strănepoți,
mereu așa să fie, să fie câți au fost și sunt. Și pace în vecie, să fie viață pe pământ. Mereu așa să fie, să fie câți au fost și sunt. Și pace în vecie, să fie viață pe pământ. Mereu așa să fie. Să fie vorba de înțeles a gândului solie și fericire mai ales, mereu așa să fie. Să fie pururi pentru noi, planeta veșnic vie, și fără teamă de război, mereu așa să fie viață pe pământ. Mereu așa să fie, să fost și sunt. Și pace în vecie, să fie viață pe pământ. Mereu așa să fie, să fie câți au fost și sunt. Și pace în vecie, să fie viață pe pământ. Mereu așa să fie, să fie câți au fost și sunt. Și pace în vecie, să fie viață pe pământ. Mereu așa să fie. Înainte de a încheia acest live, vă mulțumesc încă o dată pentru buna desfășurare a acestui eveniment, respectiv un live pe YouTube și distribuit pe toate canalele media. Mulțumim foarte mult încă o dată pentru sponsorii noștri, respectiv Photoclick și Class Lib, SRL, librăria Casa Cărții și Evrica. Mulțumim și pentru găzduire din partea lui Octavian Mâță, respectiv acest călduros și prietenos, Venus Mundi sau și Haut Image. Sper să revenim cu un alt live, poate prin luna februarie, cu ocazia sărbătoririi Valentine's Day. Așa. Și nu în ultimul rând vroiam să mai specific încă ceva. Mulțumesc eu din partea mea doamnei Stella Șerbu Răducanu și respectiv domnișoare care a fost mai devreme, Andrada Robea, și promitem că vom reveni cu noi melodii și respectiv noi armonii. Seara de ajun.
Mulțumesc încă o dată, vă dorim sărbători frumoase, călduroase și tot ce vă doriți. Crăciun fericit și la mulți ani! Casa Cărții, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței și redescoperă bucuria de a citi. Vei găsi cărțile a peste 60 de edituri, de la manuale și cărți educative pentru copii până la cele mai noi titluri de beletristică. Toate într-un spațiu modern, generos și relaxant. Papetărie, jucării imprimate și marochinărie. Librăriile Panaiti Strati. Tradiția continuă. În Brăila, pe strada 1 decembrie 1918, vis-a-vis de Piața Mare sau pe Bulevardul Independenței.